Mi-a rupt o parte aia. Ce-mi s-a rupt? De tot, da. Eram cu ea din final, dar nu mai trage cu ea. De două zile, locatarii dintr-un bloc din microraionul 11 din municipiul Târgoviște au rămas fără apă. Au fost notificați de posibilitatea asistării apei din cauza unui locatar care a acumulat o datorie de 1400 de lei. Însă nu se așteptau ca lucrurile să se precipite în așa măsură încât întreaga locație aflată în administrarea Asociației de Proprietari numărul 390, care numără 20 de apartamente, să aibă de suferit pentru un singur restanțier la plata facturilor de apă. Nu mai putem face baie, avem copii mici, e greu. Toată scara, 20 de apartamente, nicio persoană nu are apă. Avem un restant, un singur restant cu 14 milioane la asociație. Singura variantă pe care ne-a dat-o domnul director, să-l aducem pe acest om rău platnic să plătească. Să facă un angajament ca să poată să plătească datoriile. Am fost anunțați înainte, cu 5 zile, am primit, eu personal am primit hârtia, am fost la, am avut 5 persoane cu probleme, ceilalți au venit, cele 4, încă 4 persoane și-au făcut angajament, s-au descurcat și-au plătit, care a avut mai puțin a plătit, care nu, și-au făcut angajament, am rezolvat-o. Mai avem o singură persoană care nu există acum în apartament, că eu astăzi de dimineață când am venit încoace, am trecut pe la el să-l iau, să-l aduc să facem un contractul, că informat, adică prin oameni de la alți colegi care s-au întâmplat și la aceeași situație, a zis, adu-l acolo să rezolve situația. Reeșalonare, să-și facă un angajament de reeșalonare a datoriilor. Dar nu-l găsim și pentru dânsul suferim toți. Lipsa apei potabile a încins spiritele în rândul locatarilor care au dorit să vorbească cu directorul companiei de apă, într-o încercare disperată de a-l determina pe acesta să dispună urgent reluarea distribuției. Supărați, oamenii împreună cu administratorul asociației numărul 390 s-au adresat consilierului local municipal Teodor Vasiliu și reprezentanților trustului de presă Arpres, dorind să tragă un semnal de alarmă asupra situației create. Suntem cu copii mici, avem cu femei bătrâni în casă, am o mamă care e paralizată, o țin cu pampers pe ea. Ce fac eu în condițiile astea? De unde iau? Directorul companiei de apă Târgoviște ne-a declarat că pe ansamblu există un program de debranșări care vizează toate asociațiile ce înregistrează datorii la serviciile de apă și canalizare. Așa cum am mai anunțat, noi suntem în acest program de debranșări a asociațiilor cu datorii la serviciile de apă și canalizare. După cum am mai spus, contractele, conform legislației noastre, se fac cu asociațiile de proprietari la limita de proprietate, adică la scara blocului. Și noi așa îi judecăm, după, conform restanțelor și datorilor, la nivelul întregii asociații. Sigur, probabil că asociația de care vorbiți, nu am acum aceste date, are un număr mai mare de apartamente cu restanțe la serviciile aici, noastre. În cazul nostru este vorba de un singur apartament care este rău platnic. Considerați că toate persoanele din acel bloc trebuie să suferă? Nu. Deci dacă este vorba de un singur apartament, vom împreună cu colegii mei vom analiza situația acestei scări și cu siguranță și cu ajutorul Asociației de Proprietari din blocul respectiv vom găsi soluțiile să putem rebranșa, să putem reporni această scară și ne vom îndrepta împotriva acelui... Cât timp credeți că va dura până la o soluție? Păi, o putem rezolva și astăzi, dar trebuie să analizăm situația acelui, dacă așa spuneți, acelui apartament. De ce nu intrați individual în casă la fiecare și băgate branșamente cum se debranșează de la calorifere? Sincer, la gaze dacă nu plătesc îmi ia contoarul din perete. De acord? De acord? Dar nu se poate 16 metri când eu dau pe carnet 3 metri, domnule, 3 metri, 16 metri. Directorul companiei a promis că va rezolva situația după ce a aflat că este vorba despre un singur debitor. Dar ne întrebăm de ce nu a analizat problema înainte de a dispune de branșarea în masă.